Bună ziua, frați și sorori! Conținem Emiliana! Domnul să vă binecuvinteze! Este puțin chiar rău și pentru mine, pentru că trebuie să vă traduc. În sensul că sunt multe urei care știu deja olandeză, așa că îmi cer scuze pentru anumite lucruri care sunt puțin interpretate altfel. Deci, bune, ca să vezi în lumea digitală în argument. O să dau tot posibilul ca să îl traduc bine. Ik ben een Nederlandse christen en ben getrouwd met een Roemeense vrouw. Eu sunt un olandez credincios, căsătorit cu o soră româncă. En ik kom al, denk een jaar naar deze gemeente. Și vin în această biserică de aproape un an. En broeder Dore heeft mij gevraagd om iets te delen, ook voor de Nederlandse mensen, zodat jullie ook iets begrijpen van wat er allemaal gezegd wordt. Și fratele Doru m-a întrebat, m-a rugat dacă pot ca să împărtășesc din Cuvântul lui Dumnezeu cu ocazia aceasta și pentru frații olandești care sunt împreună cu noi. Eu aș vrea un scurt cuvânt să împărtășesc cu voi. And that word that gaat over the dood. Și cuvântul acesta este despre botez. Het is geweldig dat er twee broeders zijn die zich vandaag laten dopen. Este extraordinar că acești doi frați s-au hotărât să se boteze. Twee broeders die hun leven aan de Heer Jezus Christus willen geven. Acești doi oameni care s-au hotărât ca să-și predea viața mâna Domnului Iisus. En ik denk dat het een belangrijk iets is om ook te begrijpen welke plaats de doop heeft in het leven van een christen. Este foarte important ca să știm care unde sau care este locul botezului în viața unui creștin. Ik heb mezelf 7 jaar geleden laten dopen. Eu am făcut lucrul acesta, m-am botezat acum 7 ani în urmă. En het begint me steeds duidelijker te worden dat dat slechts het begin is van het christelijk leven. Și am început să înțeleg că pasul acesta este doar începutul vieții de creștincios. Wanneer je in een stad komt waar je nog nooit geweest bent. Când vii într-un oraș unde n-ai fost niciodată. En je bent ergens naar op zoek. Și cauți ceva. Dan kun je wel eens verdwaald raken. Și foarte ușor poți să te rătăcești. Dat is mij in Roemenië ook wel eens gebeurd. Și mie mi s-a întâmplat aceasta în România când am fost. En dan is het heel handig als je op een gegeven moment ergens zo'n bord tegenkomt. Și este foarte fain când găsești un indicator. Een bord met een kaart erop van de stad waar je je bevindt. Un indicator cu o carte, cu o hartă unde au orașul. En dan staat er vaak op zo'n kaart, u bent nu hier. Și acolo pe harta aceea este o stăteată, spune tu ești aici, te afli aici. En als je weet waar je bent, dan kun je ook beter bepalen welke kant je nu om moet gaan. Și dacă știi unde ești, poți să te gândești în ce parte ar trebui să mergi. Je hebt een oriëntatiepunt. Ai o orientare, un punct de orientare. En de doop is ook een soort oriëntatiepunt in het christelijk leven. Și botezul este tot așa un punct de orientare. In het Oude Testament heeft God een geschiedenis beschreven over het volk Israël. În Vechiul Testament se vorbește despre istoria poporului Israel. Het volk Israël in slavernij leefde in Egypte. Poporul acesta a trăit mulți ani în robia Egiptului. Maar God had een plan met hem. Dar Dumnezeu a avut un plan cu ei. Hij wilde hen uit Egypte leiden, uit de slavernij. Și Dumnezeu a vrut ca să-i scoată de acolo, să-i scoată din robia Egiptului. En hij wilde hen brengen naar het land Canaan. Și a vrut să-i ducă în țara Canaan. Een land vol van vruchten. O țară bogată în fructe. Een goed land. O țară bună. En hoeveel mensen kennen dat verhaal? Ik ben benieuwd. Câți dintre voi cunoașteți povestea aceasta? Hoeveel Nederlanders kennen dat verhaal hier? Câți dintre olandești cunoașteți, frați olandești cunoașteți? Dat verhaal is eigenlijk een soort beeld van het christelijk leven. Și aceasta este doar o imagine a vieții de creștin. We beginnen eigenlijk allemaal als zondaren, als slaven van de zonde. Noi începem viața ca și niște păcătoși. En dan roept God ons om dat leven uit te gaan. Și ne cheamă Dumnezeu ca să ieșim din starea aceea de păcat. En het eerste wat Israël daarna deed was dat ze door die zee moesten gaan. Și este primul lucru pe care evreii au trebuit să-l facă când au plecat din Egipt a fost să treacă prin Marea Roșie. God splits de zee. Și Dumnezeu a despărțit apa. Ze gaan door de zee heen. Și au trecut prin mare. En ze komen aan de andere kant uit in de woestijn. Și au ieșit în partea cealaltă în pustie. En de Egiptenaren gaan achter hen aan. Și egiptenii i-au urmărit. God sluit de zee weer. Dumnezeu a lăsat să se întâlnească apele din nou.
En de Israëlieten kijken om. Și israeliții s-au uitat înapoi. En daar zien ze hun oude meesters verdrinken in de zee. Și au văzut pe aceia care îi robiau aan de zile necându-se. Dat is als het ware een beeld van de dood. Aceasta este o imagine a botezului. Ja, je laat je oude leven achter. Tu lași viața veche în urma ta. Je zonden die liggen achter je. Păcatele sunt în spatele tău. Je vergeet ze, want je bent vergeven door Jezus. Și l-ai uitat pentru că tu ai fost iertat de Domnul Iisus Hristos. En dan ben je meteen in het beloofde land. Și dintr-o dată ai intrat într-o țară a promisiunii. Nee. Nee. Ja. Dan ben je in de woestijn. Dar ești totuși în pustie. En zo is het ook in het christelijk leven. Și așa este și în viața de creștin. Ik wil een paar versen lezen en dan gaan we bidden. Eu vreau să citesc câteva versete după care să ne rugăm. Iacobus hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 4. Iacob, capitolul 1. Iacob, capitolul 1, de la versetul 2, 4. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat uw volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Deci, Iacob, capitolul 1, de la versetul 2, citim. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Amin. Het doel van het christelijk leven is om te worden zoals Jezus. Scopul vieții de credință este ca să devenim ca și Domnul Iisus Hristos. Om het karakter te hebben van Jezus Christus. Un caracter ca al Lui. En God heeft een school bedacht daarvoor. Și Dumnezeu s-a gândit la o școală. Een universiteit van God. La o universitate a Lui. Dat is de woestijn. Și aceasta este pustia. En de woestijn is een plaats van veel verzoeking. În pustie, pustia este un loc cu multe ispite. Van beproevingen. Încercări. En dat is waar jullie vanaf morgen terecht komen. Și aceasta o să vă aștepte și, pe voi de mâine încolo. De doop is geen eindbestemming. Botezul nu este sfârșitul călătoriei. Het is een aanmeldingsformulier voor de school. Și este un formular de înscriere pentru școală. En om je bestemming te bereiken om te worden zoals Jezus, zul je door veel beproeving heen moeten en veel verzoeking. Ca să ajungi la capăt, să ai caracterul Domnului Iisus Hristos, trebuie să trecem prin multe încercări și ispite. And there zijn veel mensen die verdwalen onderweg. Și sunt foarte mulți oameni care se pierd pe drum, în drumul acesta. Daarom wil ik deze vers op jullie hart drukken. De aceea aș dori ca aceste versete să le pun în inima voastră. Acht het voor vreugde als je in allerlei verzoeking terechtkomt. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Want alleen door de beproeving van het geloof kun je volmaakt worden. Căci numai fiind încercați putem să, să devenim desăvârșiți. Alleen door beproeving kun je worden zoals Jezus. Numai prin încercări putem să devenim ca și Domnul Iisus Hristos. Laten we samen bidden voor onze broeders die gedoopt gaan worden. Haideți ca împreună să ne rugăm pentru acești doi frați care fac legământ astăzi. Dat ze niet alleen goed beginnen met deze opleiding. Ca să înceapă bine această școală. Maar dat ze ook de school afmaken. Dar și să o termine cu bine. Dat ze hun bestemming bereiken. Ca să ajungă la finalul țintelor Domnului Iisus Hristos. Amin. Haideți să ne